Cea de-a treia ediție a Cupei Liceelor de la Râmnicu Sărat s-a desfășurat astăzi pe terenul sintetic din cadrul complexului sportiv Bella Italia. La competiția de fotbal organizată de Asociația Athletic Club Onyx, în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene, s-au înscris echipe de la fiecare liceu din municipiu. Suntem pregătiți cu cupe, cu diplome și alte premii și ne dorim ca prin acest proiect să reușim să promovăm în continuare sportul de masă. Această inițiativă face parte din proiectul Sport Attitudes vs. No Hate Speech, un proiect finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, prin care ne-am asumat ca în perioada de pregătire să organizăm o serie de turnee prin care sportul de masă să primească valoare. La finalul competiției, pe locul 1 s-a clasat echipa Colegiului Național Alexandru Vlahuță, pe locul 2 cea de la Liceul Teoretic Ștefan cel Mare, iar pe locurile 3 și 4 formațiile de la Liceele Tehnologice Victor Frunză, respectiv Elina Matei Basarab. Cel mai bun portar de la Cupa Liceelor a fost Denis Ursache, golgheter a fost Tudor Saim, iar cel mai bun jucător a fost declarat Alexandru Matache.